Testul cu cetate a fost primul pentru ceahlăul de la reunirea lotului. După o primă repriză albă, gazdele au deschis scorul prin chitoșcă, însă oaspeții au egalat după reușita lui Hnatiuc, fostul jucător de la ceahlăul 2. Elevii lui Costel Ilie au trecut din nou în avantaj prin golul aceluiași chitoșcă, dar băieții de la Târgu Neamț au revenit încă o dată atunci când Miron a înscris din penalti pentru 2-2. Antrenorii petreni s-au declarat mulțumiți de acest prim amical, iar oficialii clubului speră ca până la finele lunii august să rezolve problemele financiare pentru ca echipa să pornească cu dreptul în noua stagiune. Am avut o discuție cu toți băieții, le-am explicat că nu va fi ușor, că pentru cel puțin încă o perioadă probleme vor mai fi, dar că e nevoie să realizăm că am ajuns în această situație responsabil fiind cu toții și noi, care am făcut greșelile noastre, și ei, care au luat prea ușor niște chestiuni și au avut reacții care au condus la multe acte de indisciplină, la multe atitudini neconforme cu stilul profesionist de viață și de pregătire. Vina, culpa e comună, sunt sigur că în interior fiecare poate considera așa. Deci ar trebui să trecem cu toții prin, să acceptăm să trecem cu toții prin aceste probleme delicate. Sunt convins că FC Ceahlău nu va intra în faliment, indiferent de ce se întâmplă, de cum se întâmplă, de cine, cum și ce va intenționa. Eu zic că Ceahlău are încă suficient capital de simpatie încât comunitatea și cei care sunt implicați în fotbal să nu lase să dispară. Sunt câteva nemulțumiri, câteva chestii care erau previzibile a se întâmpla și care am convingerea că vor fi reglate. Trebuie să fim însă conștienți cu toții că nu vom mai ajunge să facem performanță dacă lucrurile se vor desfășura așa cum în anul trecut s-au petrecut. Marți, de la ora 16:30, galbe-negri vor disputa cel de-al doilea meci de verificare, tot pe teren propriu, în compania colegii de eșalon, Bucovina Pojorâta.